Campania de dezinsecție continuă joi, în data de 6 iunie, în localitățile Ghiroda și Giarmatavi. Operațiunea de stropire se va face atât cu mijloace terestre, cât și cu mijloace aeriene. Urmează cea de-a doua acțiune de dezinsecție la sol și prima etapă de pulverizare aeriană, astfel că eficiența va fi una sporită împotriva speciilor invazive. Helicopterul va efectua dezinsecția începând cu ora 18.30, iar substanța folosită va fi Delta Team Plus. De asemenea, mașinile de dezinsecție vor pleca pe teren începând cu ora 21. Totodată, apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile care se impun în vederea protejării albinelor. În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, perioada de stropire va fi prelungită. Toate produsele folosite sunt autorizate de Ministerul Sănătății Naționale de Biocide.